lipsa pensionării, veniturile românilor scad la jumătate față de perioada în care erau angajați, spun specialiștii. Deși pentru mulți români pensia publică nu este suficient de mare pentru a asigura un trai decent, doar 11% pun bani deoparte. Economisiți de unde? Pentru că mâncarea e foarte scumpă. Pentru că cheltuielile de întreținere sunt foarte mari. Românii prioritizează nevoile imediate, economia fiind undeva pe ultimul plan. În România, pensia medie lunară este de 1296 de lei, o sumă care nu permite un trai zilnic decent, așa că mulți pensionari se întorc în câmpul muncii. Eu sunt pensionar, dar muncesc. Vreau să am un ban în plus, muncesc cinstit. Și normal să muncești după ce te-ai pensionat ca să poți trăi bine? Ca să nu intri într-o scleroză latentă. La pilonul 2 de pensii private, care este obligatoriu pentru angajații de până în 35 de ani, ajunge 3,75% din salariul brut. O treime din participanți au strâns deja peste 10.000 de lei în contul personal. Spre exemplu, un tânăr de 25 de ani care încasează salariul mediu pe economie va ajunge să primească la vârsta pensionării doar din pilonul 2 aproape 230.000 de lei. Banii aceștia îi vor asigura o pensie lunară de 1.910 lei timp de 10 ani pe lângă cea de la stat. România au la dispoziție mai mult metode de economisire, precum depozite bancare sau fonduri de pensii. Însă este important să înceapă din timp, spun specialiștii. Diferența între a începe să economisești pentru o pensie la 25 de ani și aceea de a începe la 35 de ani, practic este de la simplu la dublu. România are în prezent peste 5 milioane de pensionari și aproximativ 7 milioane de salariați.